Bun găsit! Sunteți la Focus în prima linie, ediția specială dedicată războiului din Ucraina. Mai poate fi mințit poporul, fie el și rus, cu televizorul în 2022? Ce transmit Putin și Zelenski după modul în care comunică? Și ce spun cozile la ulei și pașapoarte despre români? Ne răspunde Bogdan Teodorescu, specialist în comunicare politică. Bine ați venit! Vă salut! Domnule Teodorescu, cum să mai ducem o viață normală în România? Cum să mai dăm randament la serviciu când la câțiva kilometri de noi zboară bombe, război? Nu mai dăm randament și nu ducem o viață normală. De fapt, viața noastră normală s-a terminat acum vreo 2 ani și ceva, când a început pandemia. Am crezut că am scăpat de ea și a venit o altă schimbare foarte gravă și total neașteptată, care ne-a prins cu tot o altă viziune spre lume și viață. Cred că am văzut un sondaj acum făcut în vest, în care peste 70% dintre cetățeni spuneau că nu credeau că mai e posibil un război. Că vor mai trăi vreodată un război. Că mai e posibil un război. Și iată, este un război și este un război autentic, nu este un război hibrid, nu este un război dus așa mai la distanță, este un război adevărat, exact cum vedeam în filme despre războiul 2 mondial sau despre convocația din Vietnam. Da, e foarte complicat și, de fapt, unul dintre marile pariuri ale oricărui guvernant în acest moment, mai ales în zonele acestea de primă linie, este să-și gestioneze comunicarea astfel încât să poată să-și coordoneze cetățenii într-o direcție coerentă, atât pentru sănătatea lor mentală, cât și pentru funcționarea optimă a societății. Tocmai asta e problema. Cum rămânem lucizi în această perioadă de război? După ce am trecut printr-o perioadă de pandemie, un alt război. Vă e foarte clar că există oameni, există structuri deja interesate să nu fim luciți. Pe ambele părți ale frontului, deci nu trebuie să idealizăm pe cineva. Deși invazia făcută de ruși și agresiunea rusă este total nelegitimă și aici lucrurile sunt clare, conflictul de imagine, conflictul comunicațional este dus cu aceleași arme din ambele părți. Deci, evident că sunt structuri ale adversarului, am putea spune, noi fiind în tabăra NATO, care doresc ca cetățeanul român să nu fie ucis, care doresc ca cetățeanul european să nu fie ucis, care doresc ca cetățeanul ucrainean să nu fie ucis, fiindcă unul dintre punctele cheie ale războaielor moderne este demoralizarea adversarului și punerea lui într-o postură care conduce la nesustinerea efortului militar sau susținerea efortului guvernamental în direcția războiului. Noi nu suntem în război propriu-zis, dar suntem undeva foarte aproape. Astfel încât este o schimbare a felului în care trebuie să funcționeze comunicarea și este o schimbare a rolului guvernului în acest moment. Sper că guvernul României, slavă Domnului, are în frunte un militar care a trăit conflictul pe propria sa piele. Sper că guvernul României să înțeleagă foarte repede că nu mai funcționează același criteriu, fiindcă populația este în alt nivel de alertă față de cum era acum 3 ani sau 4 ani. Inclusiv în momentul COVID, nu uitați că problema era destul de simplă. Noi ne băteam cu o chestie extrem de mică. O particulă care intra pe nas, pe ochi sau pe gură și crea acele probleme pe care le știm cu toții. Astfel încât, la un moment dat, dușmanul a început să fie proasta gestionare, corupția și așa mai departe. La acest moment, dușmanul e foarte clar. Dușmanul este, evident, este agresorul. Ori acest agresor, la rândul său, are instrumente care pot să ne modifice punctul de vedere, acest agresor ne poate modifica atitudinile, ne poate modifica convingerile și ne poate determina să facem lucruri pe care noi asta, într-o formă sau alta, le-ați și menționat. Cozi la benzină pentru un zvon, cozi la ulei pentru alt zvon și așa mai departe. Ce arată, de fapt, aceste cozi? Păi, arată un grad foarte mare de stres al populației. Evident, vine întrebarea, cum facem să anulăm acel stres? Acel stres este rezultatul a două realități. O realitate este ceea ce văd pe televiziune, online și așa mai departe, că se întâmplă. Totuși este exact cum spuneți dumneavoastră, la câțiva kilometri de noi zboară bombe. Al doilea lucru este evident că structuri bine pregătite cultivă un anumit tip de neîncrederea cetățeanului român, a cetățeanului în general, nici undeva să vorbim despre România, în propria sa conducere, în direcția în care este condusă țara, în direcția în care sunt condus ei,
conduși ei în acest context militar, în acest context de război. Astfel încât, încă o dată spun, guvernul României și structurile abilitate trebuie să se uită foarte atent la acest război care se desfășoară pe teritoriul României, mă refer la războiul informațional și la războiul de imagine, și să se comporte altfel decât în timp de pace. Să aibă altă atitudine și altă reactivitate sau proactivitate. Fiindcă dacă în timp de pace poți să accepți că în cazul unei mini-crize un ministru îți iese la 8 ore, 10 ore, 12 ore și închide criza, într-un moment de război, într-un moment de asemenea încărcătură, cu asemenea stres în rândul populației, tu nu poți să lași 12 ore până când lămurești povestea cu benzina. Timpul în care dai doar un mesaj pe Facebook. Exact. Deci nu poți să lași acest lucru. În mod normal, o structură de reacție rapidă trebuia să se miște imediat și la nivel de câteva minute cineva trebuia să contracareze acea informație. De ce? Este foarte simplu. Nu afirm, fiindcă nu am date, că ceea ce s-a întâmplat propriu-zis, acea creștere a prețului la benzină în structurile MOL, dacă nu mă înșel, da, benzinăria MOL din Bihor, din zona Bihorului, este o mână criminală, este un act agresiv împotriva statului român. Că nu pot să afirm asta. S-a întâmplat acel lucru. Dar starea de tensiune pe care cetățeanul român o are, probabil că este și rezultatul unor politici de comunicare pe care cetățeanul român le înghite online, mai mult decât prin televiziune sau prin comunicare persoană la persoană sau toate celelalte metode pe care le cunoaștem. Ei bine, în secunda în care a apărut acea știre în Oradea, benzina a ajuns la prețul A, evident că cetățeanul a primit știrea și a luat-o ca atare și a început să se miște. Rostul guvernului, rostul celor care trebuie să țină situația în mână, este să dea o contraștire, care să spună nu este adevărat, este doar un incident local, la celelalte benzinării prețul rămâne la fel. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că brusc toți cetățenii se calmează, nu, Doamne ferește. Unii dintre ei vor merge mai departe mânați de impulsul sau de spaima acelei informații, dar alți cetățeni, primind cealaltă știre, poate să rămână pe loc, astfel încât fenomenul în sine nu mai are aceeași amplitudine. Am văzut un personaj public, nu contează că nu polemizez aici cu nimeni, care a zis cetățenii trebuie să se informeze. Frumos! De unde? Fiindcă dacă singura știre de pe piață este că prețul la benzină în județul Oradea este X. Și chiar era o știre adevărată. Și o știre adevărată. Poze, imagini, comentarii. El trebuie să se informeze din varianta alternativă. Oameni buni, este la pompă prețul atât în județul Bihor, dar e un caz izolat care vine din motivul cutare. Și atunci, într-adevăr, cetățeanul putea să se informeze. Noi folosim foarte mult teme și teze legate de comunicare. Nu prea folosim comunicarea. Am auzit mulți politicieni spunând cetățenii români trebuie să fie mai calmi. Cu tot respectul, e rostul tău să-i calmezi. Acest calm nu vine de la natură. Acest calm nu vine de la natură. Tu trebuie să-i dai acele argumente, să înțelegi ce îi sperie, fiindcă există metode foarte simple, sociologice, să întrevezi ce îi sperie, să înțelegi care este spectrul fricilor acelor cetățeni și să faci demersurile necesare, prin comunicare sau prin acte chiar de politici publice, prin care să anulezi o parte din acele spaime sau să dovedești că acele spaime sunt nefondate. Acest lucru este politică proactivă, mai ales în moment de conflict. Deci e foarte simplu să judeci cetățeanul, să zici uite ce disperație, uite amărâți ei acum aleargă, omisesc 100 de lei. Nu e treaba ta să critici motivul reacției oamenilor. Treaba ta este să analizezi ce îi sperie și să încerci cumva să reduci acea spaimă, să o scoți din zona iraționalului, fiindcă evident toate aceste elemente duc într-o dimensiune rațională și să o aduci în zona argumentului rațional, unde să poți demonta partea de neadevăr, partea de manipulare, partea de război psihologic, partea de dezinformare din respectiva știre. Ori pentru asta trebuie extrem de mult efort, pe care, repet, guvernul României a demonstrat odată, era condus de altcineva, că nu e stare să facă în momentul COVID, vaccinare mai ales. Eșecul campaniei de vaccinare trebuie să ne dea extrem de multe mesaje în legătură cu capacitatea organizatorică a statului român sau a celor desemnați de statul român să conducă misiuni de comunicare în momente grave în care populația, este stresată, presată. Gândiți-vă că marele succes al campaniei de vaccinare nu se referă la numărul mic
de succes, înțeleg, ghilimelele. Nu se referă numai la numărul mic de cetățeni care s-au vaccinat. Nu asta este cheia, ci este la împărțirea României în două părți care au ajuns să se urască una pe cealaltă. Rostul unei conduceri logice a țării era să, în primul rând, să astupe această gaură. Să creeze o punte între cele două Române. Fiindcă noi acum, nu-i așa? Doamne ajută să nu fie vorba de război. Dar suntem într-o zonă periculoasă. Nu putem să ne ascundem de cuvinte. Este o zonă periculoasă. Avem de-a face cu actele unei mari puteri militare, actele nu foarte clare. Nu foarte raționale, exact, din punct de vedere militar. Nici măcar foarte din punct de geostrategic, militar, politic și așa mai departe. Păi tu intri cu o țară deja divizată. Tu intri cu o țară în care deja o jumătate are o problemă cu cealaltă jumătate, fiindcă tu nu ai fost în stare să comunici cum trebuie. Și nu ai fost în stare să gestionezi două realități foarte simple. Unii oameni au înțeles ceva din campania de vaccinare, alții au înțeles altceva. Această pornire a unor politicieni, a unor comunicatori, a unor persoane publice, de a-i disprețui pe cei care au altă părere decât ei, la finalul zilei devine sinucigașă. Fiindcă acei oameni disprețuiți își vor căuta alinarea în altă parte. Și apoi ne mirăm de ce... Cresc partide populiste. De ce, nu-i așa, acum află Europa că Vladimir Putin a avut o rețea extraordinară de comunicatori și de oameni care ajunseseră să asculte mesajul său. De ce? Fiindcă atât Bruxelles-ul, cât și liderii țărilor respective, și aici nu mă refer neapărat la România, au ignorat mesaje din partea cetățenilor și i-au privit cu dispreț. Și atunci acei oameni și-au găsit un refugiu undeva unde nu erau priviți cu dispreț. Și așa se naște sciziunea, așa se naște ruptura într-o societate, cu consecințe îngrozitor de grave, mai ales în momente din acestea. Domnule Teodorescu, am văzut tot felul de imagini în aceste zile. Am văzut-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care îmbrățișa ucrainieni la vamă, refugiați. Am văzut politicieni din Polonia care își puneau casele la dispoziție. Însă în România am văzut totuși destul de multă rigiditate. Au ratat politicienii, liderii români, ocazia de a fi mai umani în această criză? N-aș face această afirmație. Nu vreau să o cobor din rang pe doamna Maia Sandu sau pe politicienii polonezi, după cum nu vreau să aduc niciun fel de critică, niciun politician occidental, dar să știți că peste tot e imagine. Și peste tot e campanie de comunicare. Știți că la finalul zilei pentru acel refugiat, nu e important că îl îmbrățișează un politician, ci că acolo unde merge este bine primit, lucrurile funcționează și aici pot spune cu oarecare, cum să vă zic, cuvântul mândrie nu e foarte rău, că lucrurile au funcționat bine în România. Pe mine nu mă interesează foarte tare sentimentele în acest moment. Pe mine mă interesează eficiența în acest moment, fiindcă acei oameni, desigur, au nevoie și de o îmbrățișare caldă, desigur, fiindcă vin dintr-un infern. Dar au, în primul rând, nevoie de lucruri funcționale. Ori, așa cum remarcă inclusiv jurnaliști de la Guardian sau din presa franceză, în România lucrurile au funcționat. Au intrat, au fost preluați repede, au intrat în sistem, în circuit, au fost transportați gratuit, au primit cazare, au primit masă, au primit tratament, primesc școală și așa mai departe. Eficiența tratării acestui caz mi se pare mai importantă decât lipsa empatiei, cu empatie, un cuvânt care e foarte des folosit, lipsa căldurii politicianului român. Dar fiindcă ați adus subiectul legat de refugiați, haideți să vorbim despre o temă și despre cum funcționează propaganda, fiindcă e foarte interesant. Știți desigur că una dintre întrebările care apar din zonele care nu sunt foarte de acord cu poziția statului român legată de refugiați și de, evident, conflictul ucrainean este, domnule, ce noi ne-am rezolvat toate problemele în România, de acum ne ocupăm de... Strângem bani pentru copiii din Ucraina. Dacă pe copiii români am rezolvat, evident, și ciclul acesta de întrebări. Există o teză, o teorie în propaganda politică, tezele propagandei politice, a treia, care se numește teoria transferului, tehnica transferului, care spune așa, pentru a avea succes o formă de propagandă politică, trebuie să pornească de la o realitate. De să se transfere dintr-o percepție a publicului, să fie preluată și apoi amplificată și dată înapoi publicului. Exemplu clasic, Germania era antisemită înainte de a apărea nazismul. Dacă nemții s-apucau să facă, dacă naziștii s-apucau să facă o campanie antimaghiari, practic n-aveau niciun succes. Exista un sentiment antisemit în Germania, cultivat de-a lungul timpurilor. Pe acest sentiment s-a creat transferul către o propagandă deșanțată împotriva poporului evreu, minorității evreiești din Germania, ducând care s-a terminat cu Holocaustul. Bun, ne întoarcem la subiectul nostru. Care este fraza pe care se folosește?
politicienii români ar trebui să ocupe mai degrabă de copiii români decât de și de cetățenii români decât de cetățenii ucraineni. De unde vine? Unde se face transferul? Transferul se face din percepția cetățeanului român, pe care o vedem peste tot, că statul român nu face suficient pentru el. Deci de la această idee, care e prezentă în orice fel de sondaj de opinie, în orice fel de focus group, și care e un adevăr până și la care urmă este o percepție adevărată, ca să fim corecți, această teză a fost imediat transferată, astfel încât întrebarea care apare pe rețelele de socializare, care apare în spațiul public românesc, dom'le, de ce ne ocupăm de copiii ucraineni și ne ocupăm de copiii români? Vine de la realitatea, statul român nu se ocupă de cetățenii săi cum trebuie. Bun. Care este șmecheria acestui lucru? Folosesc un termen mai puțin elevat. Șmecheria este următoare, fiindcă întrebarea reală este, dar de ce trec ucrainenii granița? Fiindcă stat acasă de ei în țară. De cine stat acasă de ei în țară? De trupele lui Vladimir Vladimirovici Putin. Ca să nu se pune întrebarea asta, propaganda pune cealaltă întrebare. Dom'le, dar de ce ne ocupăm de copii ucraineni și nu ne ocupăm de copii români? Așa arată, dacă vreți, e o mostră foarte, foarte redusă, extrem de mică, a ceea ce înseamnă războiul comunicațional. Întrebarea complet incomodă este, dar de ce de-abia după 22, cred că pe 20 sau 24 când a fost invazia, 24, da, 24. De-abia după 24 februarie, anul de grație 2022, s-au apucat ucrainenii să vină în România, că până acum n-a venit niciunul. Păi, s-au apucat din aceste motive. Ca să nu pui întrebarea asta, pui cealaltă întrebare. Și acoperi spațiu public cu o temă de interes care pornește dintr-o realitate și dintr-o percepție prezentă în societatea românească, care acoperă prin rostogolire tema principală. Ucrainenii vin în România, fiindcă locuințele lor, viața lor, orașele lor sunt bombardate de armata lui Vladimir Putin. Deci e destul de simplu. Domnule profesor, e primul război în care se confruntă două mari puteri militare. SUA cu aparatul său de tehnologie, de rețele sociale, și Rusia cu aparatul său, tradiționala propagandă rusească. Și care folosește creativ din anul 2010 încoace rețelele de comunicare. Cum vedeți acest front informațional? Este, de fapt, știți cum e, dacă n-ar fi pericolul de care vorbim, este un paradis al descoperirii propagandei și contrapropagandei, tehnicilor moderne și, dacă vreți, confruntării unor specialiști absolut redutabili din ambele părți. Deși cinici. Manipularea nu e altfel. Nu putem vorbi de o manipulare blândă. Nu putem vorbi de o propagandă duioasă. Nu preexistă. Astea toate presupun o malversare a adevărului pentru a ajunge la scopul pe care tu ți-l propui și care nu este aproape niciodată util victimei țintei comunicării tale. Pe lângă aceste două, pe lângă faptul că avem acest front extraordinar în premieră, în care vedem tehnica rusă, care cam din 2008 încoace, după ce au văzut cam ce reacție au generat invazia, războiul de 5 zile din Georgia, au început să investească în războiul informațional, să investească în penetrarea opiniei publice occidentale și preluarea acelor zone lăsate libere de comunicare oficială occidentală, mai ales în lumina corectitudinii politice. Deci, exact, rușii s-au dus în zona incorectitudinii politice, care era atractivă și a rămas atractivă pentru un mare număr de europeni. Ei au jucat trei cărți. Unu, ruptura între cetățeanul țării respective, oricare, și guvernul țării respective, ruptura între Est și Vest, adică Europa de Est, respectiv Europa de Vest, în mod special Bruselul, și trei, ruptura între Europa și America. Toate aceste trei jocuri au fost practicate de ruși cu extrem de mult succes și cu foarte multă creativitate. Acum, mă rog, făcând o paranteză și apoi ne întoarcem la războiul acesta nefericit, Vladimir Putin a realizat, și aici pun eu ghilimele, distrugerea acestei rețele în numai câteva zile, fiindcă mesajul asumat că a venit dinspre Rusia, al conservatorismului tradițional, valorilor creștine și așa mai departe, în acest moment este extrem de lovit de paternitatea sa. Ne întoarcem la război. Deci avem pe de o parte Rusia cu această extraordinară dinamică, pe partea cealaltă avem America cu tehnicile ei vechi, ușor
la un moment dat un expert american a folosit într-o conferință în care a participat termenul lene. Deci după ce au câștigat războiul rece, americanii au devenit un pic leneși în relația cu Rusia. Au fost convinși că aici afacerea s-a încheiat. Nu s-a încheiat, după cum vedem. Mai există un actor pe care nu trebuie să-l uităm și care este independent de cele două tabere. Vorbim de Volodymyr Zelensky, care este, de fapt, marea surpriză comunicațională. Eu nu intru în zona de leadership a lui. Aici sunt alți oameni care pot analiza performanțele sale de lider. Strict din ce am văzut la televizor. Comunicațional, Zelensky a încurcat foarte multe ape. Este foarte clar că Vladimir Putin sau strategii din spatele comunicării Kremlinului nu au luat în calcul capacitatea de comunicator a lui Zelensky. Deși fusese actor. Fusese actor, dar Zelensky a dat dovadă de două momente. În primul rând, curajul de a rămâne acolo și, în al doilea rând, capacitatea de a găsi tonul potrivit. Citeam, mai țin minte, un editorial al cuiva, nu știu dacă e român sau străin, îmi cer scuze, nu vreau să... Am pus ghilimelele, nu știu exact din cine citesc, dar am pus ghilimelele, că puteau să fie 100 de moduri în care Zelensky greșea, fie devenind prea pedant, fie devenind prea patetic. El s-a așezat în al 101-lea mod, ăla corect. A găsit calea de mijloc, măsura justă. Măsura justă. Deci, pe de o parte, a încurcat ofensiva rusă, mobilizând foarte tare poporul ucrainean, și pe de altă parte a trezit din apatie Europa, fiindcă el, coordonându-și comunicarea către cetățeanul european, nu cetățeanul, alegătorul european, termen foarte important, alegătorul european care brusc l-a simpatizat și l-a luat în brațe pe Zelensky, implicit cauza pe care el o susține, atunci s-a creat presiunea naturală a democrațiilor occidentale despre alegător spre ales. Și politicianul occidental, care poate nu era neapărat foarte, foarte preocupat de stabilirea acestor raporturi rapide cu Zelensky, a fost obligat de alegătorii săi și de presiunea publică generată de rețelele de socializare să răspundă apelurilor sale. Obrăznicia, am pus ghilimele aici, obrăznicia lui Zelensky în relația cu unii dintre lideri, țineți minte dialogul cu Draghi sau trasul de urechi pentru faptul că nu faceți aia și nu faceți aia în timp ce noi stăm aici, place atât poporului ucrainean, care se simte reprezentat, ultra-reprezentat, de către un lider care nu se teme nici de Putin, iată că este în fața lui, nici de aliații săi din nu vest. Nu pleacă capul nici în fața Americii. Nici în fața aliaților din vest, sau mă rog, din sud, dacă ne gândim la Israel. Dar în același timp este o problemă pentru politicianul occidental, fiindcă se naște un nou model de lider. Vedeți dumneavoastră, când a apărut Guevara, oricât a fost de criminal, oricât a reprezentat partea urâtă a politicii sau a insurgenței, Guevara a devenit un model pentru un tip de politician. Zelensky devine un model pentru un tip de politician care intră într-o polemică de imagine, în primul rând, cu politicianul standard al vestului, care cumva trebuie să se lipească de acest model sau să se ridice la înălțimea acestui model, fiindcă altfel își pierde votanții. Cu întrebarea Jerry Maguire, dar țineți minte, Jerry Maguire, cei doi scouter, dar tu de ce nu te poți purta ca el? Aceasta este întrebarea care la ora actuală există în mulți, la mulți alegători. Și care va pune presiune pe toată clasa politică europeană. Tu, politician, de ce nu-ți dedici existența mie cum își dedică Zelensky existența poporului ucrainean? Și repet, eu vorbesc doar de imagine, nu fac aici afirmații care exced dimensiunea de imagine. Mai avem două minute și ultima întrebare. De ce în România nu vedem acel spirit patriotic curat, am spune, în rândul tinerilor? M-am uitat pe ultimul sondaj și mai degrabă bătrânii recunosc că ar ieși la luptă să-și apere țara. De 30 de ani în România s-a tăiat o ramură a comunicării. Motivul e simplu. Nicolae Ceaușescu a folosit naționalismul și patriotismul în scop propagandistic deșanțat, de multe ori oribil. Astfel încât după Revoluție, partidele nou apărute, care se uitau spre vest, au zis, nu, noi nu niciodată. Și au lăsat patriotismul în spate. A fost preluat de pseudo-partide naționaliste, le știm cu toții, și dus până în prezent cu un discurs găunos și de foarte multe ori retrograd. Dar valorile respective, din nefericire, au rămas abandonate. Au fost scoase din școli, au fost scoase din cultura de masă, au fost scoase din comunicarea de masă.
Ori acele valori, dincolo de cuvintele grele care se folosesc, sunt valori coezive. Sunt valori care unesc niște oameni într-un anumit spirit. Dacă tu vrei să chemi, dacă tu vrei să chemi un om la jertfă și la luptă, trebuie să-i dai un model la care să se uite. Din nefericire, pentru foarte mulți dintre tineri actuali, România este o țară coruptă și ineficientă, punct. Eu nu vin aici să afirm că România este perla coroanei, că este ceva absolut ieșit din comun. Dar România a avut momentele ei de glorie, a avut momentele ei de sacrificiu, a avut generații întregi care au dispărut sau au fost decimate pentru a atinge un scop. Ori această realitate nu este cunoscută, nu-i vorba că trebuie să-i lăudăm. Trebuie să-i știm, fiindcă dacă știm, bănuim de unde ne tragem. Una dintre marile probleme pe care România le are în momentul de față este că cele trei elemente ale coeziunii sociale, care sunt tradiție, religie și națiune, patriotism, istorie, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, sunt puse la partea din nou și, în general, sunt considerate a fi, un termen amuzant, dirușinii. Adică e rău să te duci la treaba asta. Gândiți-vă câte filme cu această temă fac americanii pe an. America totuși e cea mai mare democrație a lumii. Câte filme dedicate eroismului soldatului american, de azi, de ieri sau de foarte mult, vedem acolo. Câte forme de sacrificiu a cetățeanului american vedem și câte filme pe acest temă vedem în România. Domnule Teodorescu, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și vă mai aștept la Prima TV. Cu drag. Am ajuns la final. De la ora 23, Ioana Maria Moldovan vine cu noi informații despre război. Noi ne revedem mâine seară la o nouă ediție Focus în prima linie. Sunt Sebastian Zacman. Rămâneți pe Prima TV. Thank you.